La cimitirul evreiesc din municipiu este o întreagă haită de câini periculoși. Cei drept, nu oricine poate pătrunde în interiorul cimitirului, dat fiind faptul că poarta este încuiată și trebuie ca cineva, cel mai probabil administratorul, să vină să o deschidă. Cine dorește totuși să intre în cimitir se lovește, pe lângă câini de mizerie și morminte îngropate în buruieni, de parcă cimitirul ar fi fost lăsat la voia întâmplării. Oh,